Bine ai venit la analiza partidei tale. În această partidă, albul a avut 1743, iar negru 1694 puncte ELO. Să începem. D4, E6, C4, G5. Mutarea G5 nu este o mutare obișnuită într-o partidă de șac. Albul putea continua cu calfe 3, atacând pionul din G5. În cazul în care negru continua cu G4, albul putea juca cale 5, urmat de H3, presiune asupra pionului din G4. În partidă, Albul a continuat cu cal C3, o dezvoltare normală a pieselor sale. Damă F6. E4. Albul continuă consolidarea centrului. H6. Negru protejează pionul G5 cu mutarea H6. Cal F3. Nebun B4. Nebun E2. B6. Negru vrea să fie ancheteze nebunul din C8 pe diagonala mare A8H1. Rocada. Nebun B7. După ce a făcut rocada, albul începe spargerea în centru. E5. Damă G7. D5. Nebun capturează la C3. B capturează la C3. Cal E7. D6. Un atac asupra pionului din C7 și a calului din E7. C capturează la D6. Damă capturează la D6. Cal F5, damă C7, nebun A6, nebun A3. Prin această mutare, albul împiedică efectuarea rocadei de către negru. Regele negru este prins în centrul tablei și va urma un atac pe coloana semideschisă de un atac care va pune capăt partidei destul de urgent. Calce 6, turn de la A la D1. Mai corect era turn de la F la D1, turn D8, turn D2. Urmează dublarea turnurilor pe coloana D, cu amenințare de capturare la D7. G4 Turn de la F la D1 Un fin sacrificiu de piesă. G capturează la F3 Nebun capturează la F3 Albul amenință capturarea calului din C6 sau capturarea în D7. În cazul în care negru continuă cu damă capturează la e5, urmează pur și simplu capturarea calului cu damă la c6. Negru nu poate captura dama deoarece urmează turn de 8 mat. După capturarea calului din c6, urmează amenințarea turn capturează la d7 cu mat în câteva mutări. Să vedem ce altă continuare putea avea negru după nebun capturează la F3. Am observat că damă capturează la E5 nu a fost o mutare bună. Dacă negru continua cu cal capturează la F5, albul jucat turn capturează la D7. În cazul în care calul capturează la F3, urmează rege H1. Albul amenință turn capturează la D8 mat. În cazul în care se capturează turnul la D8, urmează damă capturează la D7 mat. Nici continuarea calfe 3 nu este bună pentru negru. Să vedem dacă negru ar fi continuat cu cal capturează la D7. În acest caz, turn capturează la D7, Turn capturează la D7, damă B8 se amenință mat. După turn de 8 urmează nebun C6, mat. După turn capturează la D7, dacă negru juca turn C8, urma turn E7, șac, rege F8. Turn capturează la F7, șac dublu de la nebun și de la turn Rege G8, turn capturează la G7, cal capturează la G7, damă capturează la A7, nebun C4 și nebun E4. Albul amenință nebun G6 și damă F7 mat. Concluziile acestei partide Negrul a jucat haotic partea de deschidere. Mutarea G5 este o slăbire pe flancul regelui. Negru a vrut să atace pe flancul regelui, încercând să creeze dezechilibre pe tabla de șah. Albul și-a consolidat centru, a continuat dezvoltarea pieselor, a făcut rocada. După care a început atacul în centru. A urmărit deschiderea unei coloane a coloanei D. După D5, negrul a schimbat nebunul de culori negre pe calul din C3. Prin această mutare și-a creat slăbiciuni pe câmpuri negre. Albul a știut să profite de acest lucru iar după deschiderea coloanei D, a prins regele negru în centrul tablei. După aceasta, a urmat atacul pe coloana semideschisă D, și chiar cu sacrificiu unei piese a reușit să câștige această partidă. Acesta este un exemplu frumos de cum trebuie jucat împotriva regelui care este prins în centrul tablei. Dacă ți-a plăcut analiza acestei partide, dă-ne like pe acest videoclip și abonează-te la canalul nostru. Dacă vrei să ți analizăm partida, trimite-o pe adresa contact@lectiadeșac.ro. Pe curând.